Aceasta e perioada din an în care viermișorii sunt cea mai eficientă în Adela Clean. Am acolo câteva structuri mari în malul opus, o structură mare acolo pe vale. Aici sper să găsesc câțiva clini. Voi trage 2-3 praști de viermi și văd ce reușesc să adun. Încep cu 3 viermi, 2 albi, 1 roșu. Hai să vedem dacă am adunat ceva cu acele praștii. Uitați primul pește, un oblete. Aici se pare că încă e activ peștele mic, o beldiță. A intrat și primul clan. Fain clenuț. Să văd că am nevoie de decojor la el. Da, frumos clenuțul. Mă uitam aiurea pe undeva prin spate, după am văzut că pluta nu se mai ridică. Noroc că s-a agățat bine. Da, și faci plaj la mal. Venit clenii. M-a deranjat puțin obletele la început, dar dar când s-au înnădit clenii, au plecat. Nu au plecat, dar nu mai sunt la fel de activi. Vine un prădător mai, sau un pește mai mare ca obletele. Obletele se mai retrage, nu mai e așa de activ. Un clenuț fain.
mă duc puțin mai la vale, să încerc, că am și aici o structură destul de mare în malul opus. Vreau să dau de două ori și acolo. E mai mică apa aici, se vede și substratul chiar aici. Acolo e puțin mai adânc. Uite-l. Ce curăție a făcut. Și l-am scăpat. Era un clean. Nu era chiar foarte mare. Era foarte mic apa. Ce a zburat asta. Așa e când apa e foarte mică și îl înțepi, imediat iese. Încă un clenuț. Fain. Au venit clenii la viermii mei. Asta e mai mărișor. Cel mai mare, cred că, pe care l-am prins astăzi. Frumos, este un clen fain. Am zis că se sperie aici, nu credeam că o să mai prind. După ce l-am scăpat de primul și a făcut gălăgie acolo, apa fiind mică. Clean fain. Fix am buza de sus înțepat, nu mai am viermi. E absorbit. Deci clar, bine. Să fac o poză la asta. Să încerc să nu fac chiar mare gălăgie acolo. Poate am dat un banc de clini. Nu-i sperii, plătoare. Ce vigoros a plecat. Aveam un vivan aici, îl vedeam. Și îi dădeam cu viermi pe lângă el, dar el nu vroia viermi. Venea și ataca plumbul ăsta, că era mai strălucitor, și ataca plumbul.
Și după aceea am ținut puțin acolo, am lăsat plumbul pe substrat, am ținut puțin viermi și a luat și viermi. El a atacat plumbul. Preferă peștișorii unde trebuie într-o vierminilor bibănașii. Dar ce limpede e apa, așa de fain îl vedeam. Acesta se pare că iernează un banc de obleți. Obleții sunt mult mai mulți decât clenii. Opa! Am luat încă unul frumos. Ciocul în mine, nu vreau să mai aud, mă. Sunt aproape să plec, mai stau cred că vreo un sfert de oră. Din păcate nu mai am timp. E un clan frumos. Uite-o. Fain, se vede în apa asta limpede. Încă unul. Asta pare frumos. Asta e și ultimul. Încă un clean frumos. Du-te liniștit. Închei partida de pescuit, am petrecut în jur de 3 ore jumate pe râul Siret, am avut parte de multă activitate, am prins câțiva cleni, oblete, beldiță. M-a cam deranjat la început obletele, când pescuiam cu 3 viermi, era destul de activ aici, mai ales în zona în care învârte puțin apa, acolo imediat aveam trăsături de oblete, după care am pus și câte 6-7 viermi și nu am mai avut mari probleme. Câțiva cleni frumoși. Aștept poate și mai mari în partidele viitoare. Vă mulțumesc pentru vizionare. La revedere!